Da, probabil este greșeala mea. Trebuia să scot prima oară geamurile și după aceea să pun și gipsul. M-am chinuit puțin pentru că am lăsat marja de eroare prea mică. Spunea cineva la un moment dat că nu se știe cum spuma se menține în timp. Uitați-o și voi, parcă e pusă ieri și au trecut 16 ani. M-a chinuit, vedeți că au gâfâi. Uitați-o și aici dacă vreți să o vedeți mai exact. Așa arată acum. Faptul că am tăiat-o eu, asta e altă treabă. Acum a trebuit să-l montez pe celălalt aici, care l-am scos și este acolo. Și va trebui să scot glaful ăsta pentru că ăsta este puțin mai mare și nu va încăpea acolo. Dar este glaful la interior, nu este așa de necesar cum este cel la exterior. Bine că a fost curat, acum e ca la porci aici. Da? Am curățat spuma pe conturul geamului, am curățat-o și aici cât de cât, ca să pot băga spuma ca lumea când voi pune geamul din nou. Deci la câte chestii am făcut în viața asta, asta e prima dată când fac așa ceva. Dar pare să funcționeze.
Ok, a rămas să mai dau spumă și geamul va fi gata. Am făcut și voi face cum ați spus voi. Majoritatea a zis să nu separ, dar cineva mi-a sugerat, dacă nu este prea mare bătaie de cap, aș putea să schimb geamul în caz că persoana care vine vrea să facă compartimentarea singur. Deci asta am făcut. Ăsta deja este de ceva timp și asta în spumă. Ăsta mai mi-a 10 minute să arunc sticlă și 8 șuruburi acolo. La asta trebuie să renunț la glaf, pentru că n-am ce face, glaful este aici. Nu încăpea. Acolo s-a încadrat așa de bine. Dacă mergem și ne uităm afară, nici nu o să vă dați seama că la glafurile de afară nu va trebui decât să bag foarte puțin silicon. Hai să ne uităm. Vedeți cum a rămas aici glaful. Aici trebuie să bag foarte puțin silicon, sunt câțiva milimetri. Este silicon alb, la fel este și acolo. Deci s-a încadrat foarte bine. Da. Acum mai trebuie doar spălate, pentru că sunt pline de praf, de mizerie. Și chiar este de vreme. Este 11, 12 fără 20, deci la 12 am terminat, sunt de la 8 și jumătate. Arat aproximativ cât am zis eu, jumătate de zi. Dar țineți cont că am făcut și curățenie unde am dat geamurile, plus că am mai tras o mână de chit aici. Cât timp am așteptat după spumă, pentru că spuma asta este, merge mai greu când este frig afară și este foarte frig, credeți-mă. De aceea am și grăbit să le pun astăzi, că era o vreme mai ok, toate că aici sunt doar 6 grade, deci destul de frig. În rest chituiesc și iar chituiesc. Ce pot să vă mai arăt este că dulapul acesta prin care mergi este absolut finisat cu mâna a treia, cu CT127, mai trebuie să mai bag puțin să șlefez pe aici pe acolo, unde este cazul, nu peste tot. Și camera asta practic ar fi gata. În baie mai am toată baia de dat cu CT127, doar am dat puțin pe colțul ăsta că mi-a rămas, acela a fost dat. Și ăsta de aici. Nu se vede la cameră prea bine, dar ba da, uitați acolo sus, vă puteți vedea mai bine. Ce e bine că măcar acum văd pe unde am dat și nu mai este ca la celălalt, când ai unul peste altul, nici, de multe ori nu mai știi de câte mâini ai dat. Și după aceea, cum termin cu geamurile, pot să mă apuc de glafuri. Glafurile astea este gata, mai trebuie să cumpăr colțare. Am deci 2 glafuri, 3, 4, 5, 6, 7, 8 glafuri, 9, 10, mai bine le mai număr. Da, destule. Cam asta este, n-am mai postat cu casa, pentru că pur și simplu este, cred că devine foarte plictisitor, chiar să mă vedeți pe mine cum trachet pe pereți zile întregi. Am intrat foarte mult, deja am avut ceva în sacul ăla, asta este de mizerie, în ăla l-am terminat și am mai băgat jumătate de sac și mă apropii de final cu CT127, aproape că a intrat un sac. Astăzi cu siguranță îl voi termina. Cam asta este, dacă aveți vreo întrebare, vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturi. Mi-a fost de folos și v-am zis că țin cont de ceea ce spuneți. Încă o chestie, dacă faceți cumva ce am făcut eu, țineți cont cum ați scos sticla. Puteți să puneți un scoș pe ea, pe partea de interior, ca să știți să o puneți la fel. Dacă aveți cumva sticlă low-E, cum este cazul la mine, și nu știți cum se poate verifica, de obicei se vede aici o margine roșiatică, nu știu cât de bine se vede la cameră, dar este o margine roșiatică. Acesta este sticla cu low-E și întotdeauna se pune la interior. Să nu faceți prostia să-l puneți invers, nu știu cât de bine este. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc o zi plăcută și la revedere!